să cred, nu mă aștept, dar... Vă mulțumesc! Am prins pentru că în public l-am văzut pe... Salutare, guys, și bine v-am găsit la un nou daily vlog super tare cu iubita mea cea mai frumoasă. Bună. În momentul ăsta suntem pe drum pentru că astăzi avem concert. Mamă, avem un concert super blană pe care noi îl așteptăm de foarte, foarte mult timp, pentru că am văzut că lumea a fost foarte, foarte încântată de această idee cu concertul și noi l-am așteptat extrem de mult și astăzi este ziua cea mare. Nu uitați să rupeți acolo butonașul de like, de subscribe, să lăsați multe, multe comentarii. Dar cel mai important de like. Deci dacă se strâng foarte multe like-uri, o să continuăm cu daily vlogurile, pentru că o să urmeze niște daily vloguri super șmechere. Credeți-mi, să... chiar vor fi geniale. Exact, să vă dau așa un mic pont. Nu știu dacă vedeți, dar noi acum suntem pe locurile din spate. În curând vom fi în locurile din față. Adică... Urmește. Și să vă mai dau așa un mic pont. Nu știu dacă ați văzut, dar majoritatea timpului mi-l petrec la București cu iubita. Cu iubita. Cu iubita, așa că mai urmează un daily vlog. Care era să iasă cu un geamă de-n față. Ai înțeles că gen, acum eu le-am dat niște mici indicii, iubire. Vreau să vă mulțumim din suflet, am mai spus-o și o să spunem mereu. Avem cele mai tare comunități. Vă iubim extrem de mult, extrem de mult. Pentru că la acest concert, la aproape toate categoriile, am avut sold out. Sold out și vrem să avem cât mai multe concerte și în toată țara chiar. Ba chiar concertul ăsta credem noi că va fi unul dintre cele mai mari concerte din pandemie, așa că fiți cu ochii pe acest vlog până la final, să vedeți cum o să iasă. Mega show! Trimesc. Am ajuns la concert, am o să trebuiască... ajuns la repetiții, de fapt. Un pic întârziați, dar o să trebuiască să facem probele de sun, să spun că trebuie să urcăm pe scenă să facem rapid niște repetiții. Iubire, ești pregătită pentru niște super repetiții? Cea mai pregătită. Facem niște repetiții din astea blanouă, copiii deja au ajuns. O să fie marfă rău de tot. Abia așteptăm. Cam așa arată scena. Arată forță rău de tot. Aici o să urcăm noi frumos. Cam așa arată scena. Acolo o să fie un panou foarte, foarte frumos cu noi. Și acolo o să stea toată lumea. Avem foarte, foarte multă lume care o să vină la concert și abia așteptăm să înceapă concertul. Și aici avem o iubită foarte, foarte frumoasă care se pregătește de... Care cade de pe bancă, intră și cu capul în parbrizul din mașini. Se pregătește de un super mega concert. Yes. Guys, chiar de aici de la concert vreau să vă anunț un lucru super, super tare. În cel mai scurt timp, eu și iubita ne vom lansa cele mai tari site-uri de merch cu modele noi, cu ghiozdane, cu tricouri, cu bluze, cu hanorașe, cu tot felul de chestii super colorate și super șmechere. Așa că stați geană și pe canalul nostru de YouTube și pe paginile noastre de Instagram, pentru că vom scoate cele mai tare mărciuri. Și pentru că sunteți cea mai tare comunitate și vă iubim foarte, foarte mult, o să vă arătăm câteva dintre modelele pe care le lansăm chiar astăzi, pentru că astăzi, chiar la concertul acesta, concertul de pe Family Island, o să dăm multe, multe cadouri, cadouri din care fac parte noile noastre mărciuri super, super fresh. Ia zi, iubire, ești pregătită de un super mega concert, mă, deci toți copiii s-au strâns la gard și strigă, deci sunteți genial, sunteți cei mai tari. Sunteți cei mai tari, vă iubim! Forță. Ia să mă duc. Și noi vă iubim! Guys, înainte de a continua clipul, vreau să vă povestesc despre o aplicație super, super șmecheră pe nume Honeygain. Ce este Honeygain? Ei bine, Honeygain este o aplicație care vă ajută pe voi să faceți bani. Bine, acum nu o groază de bani, pentru că efortul pe care îl depuneți voi ca să câștigați banii ăștia este egal cu zero. Tot ce trebuie să faceți este să descărcați aplicația Honeygain prin linkul din descriere pe dispozitivele voastre care rulează prin Windows, Mac sau Android. Ca să puteți câștiga bani, trebuie să rulați aplicația Honeygain când aveți o conexiune la internet. Veți fi plătiți pentru internetul care este partajat cu Honeygain, iar în momentul în care depășiți suma de $20, o să-i puteți să scoateți chiar pe cardul sau PayPal-ul vostru. Dacă vreți să începeți direct cu $5 în balanță, vă recomand să introduceți codul meu promoțional Antonio5, așa că cine vrea să încerce Honeygain, aveți link în descriere. Dacă mă auziți, eu urmează să intru
mai târziu un pic, dar este o super mega atmosferă. Sunt extrem de multe persoane și mă bucur foarte, foarte mult. Mă bucur foarte mult că am reușit să facem concertul ăsta super tare. Chiar cu toate problemele astea de coronavirus și absolut toate lucrurile astea, am reușit să facem concertul ăsta bombă. Care n-am îndrăgit cel mai mult și îmi pare extrem de rău că nu mai fac psihologie, dar datorită dânsului am îndrăgit psihologia și am o pasiune foarte mare pentru ea. Doamne, nu vine să cred, nu mă așteptam să mă emoționez atât de tare. Cel mai drag profesor al meu. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc mult de tot. Pregătiți? Eu sunt foarte fericită că urmează surpriza asta, dar oare despre ce credeți voi că e vorba? Doamnelor și domnilor, Antonio Pica! Bună ziua, guys! Guys, astăzi vreau să ne distrăm tare, tare și să cântăm cele mai cunoscute piese ale mele și nu numai, ok? Și vreau să încep cu cea mai populară piesa mea. Fata este bândă, mă văd după am să-mi cambie. Ține după mine, când îmi gândă, va clop. Trage viața tare și noapte și dimineața. Când o văd băieții de la plop. De cam prin de-o vața, te bată, poate văd nu mai bun să dai gând. Tu nu faci pe DGP, ești cu burete. Și când mie îți lasă un plene. Bine, baby! Papa vorbește, nu se mai oprește de cea, 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 cea. Mișoare ună, după pămese și plac. Mama o mare, fațitatea e fantastică, oana după mai lasă-mă, lasă-mă duc acasă, mă. Fă ce vrei, aruncă mă, aruncă mă, la mine e doar apoi. Mulțumesc mult, 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 mult de tot! Ia să-ți puțin, că parcă am omis ceva. Toate fostele! Toate cum? Toate fostele! Vreți să cântăm toate fostele? Da! Iubire, mai ești aici? Unde ești, iubire? Mamă, vreți să cântăm toate fostele? Nu vă cred. Dacă am cântat un vers din toate fostele, cântăm toate fostele. Dacă nu, nu! Aș vrea cu tine toate fostele. Aș vrea cu tine toate verile. Băi, ok, acum știm versurile, mă aveți pe mine, dar mai trebuie ceva. Bibi! Hai să strigăm, că văd că nu mai e pe aici. Bibi! Am revenit, n-ați scăpat de mine. Și o să cântăm piesa mult, mult așteptată. Și filmez acolo, ne susținem reciproc. Ba filmăm, ba cântăm. Suntem în continuă activitate noi. Nu știu cum să fac să vă filmez și pe voi. Mai avem aici un ajutor, cel mai mare ajutor al nostru. Și vreau cele mai multe aplauze pentru Mamica la frumoasă! Și mai vrem un rând de aplauze pentru încă niște persoane foarte importante din viața noastră. Adică părinților mei care sunt acolo în spate și le mulțumesc foarte mult că au venit! Le mulțumim mult de tot, părinții noștri, sunt tot timp aici alături de noi. Și nu știu dacă știți, dar eu mai am un tată, eu am doi tați, voi aveți un tată sau doi? Mulțumim mult de tot, vreau multe aplauze, tati, acolo e DJ-ul meu, minunatul meu, tătic, sunt aici cu noi, părinții noștri, și ne susțin și le mulțumim mult de tot. Și super. Ca să terminăm concertul ăsta frumos, în notă maximă, ce cântăm la final? Toate fostele! Când noi spunem toate, vă spuneți fostele, ești de acord, iubire? Da! Hai! Toate fostele!
cântați cu mine. Trecutul l-a uitat deja. Văză că tine vrea mâncare de la cineva. Yeah. Toată inima a mai bătut și înainte. N-a loc pentru cineva. A cunoscut în întuneric. Mai apris la plas când tine. M-aș împiedu și acum. Pentru că-mi place să te împart iubi doar pentru tine. Fracul de ea vă lupa. Și soarele nu se apună. Pare că te cunosc o viață, nu dă lună. Inimile noastre cea mai frumoasă legătură. Vor fi disponibile de săptămâna viitoare pe site-urile noastre Antonio Pican și bibi.com. Gata, guys, tocmai ce am terminat concertul. Eu zic că abia am ieșit din duș și acum mergem să facem poze cu toți picanții și toți bibișorii. Ce trebuie să avem concert în fiecare zi, să transpirăm așa. Ar fi super, super tare. Acum mergem la... Uite, ea a venit tocmai de la Iași. De la Iași? Vai, super, super. Să facem poze, dar în siguranță maximă. În siguranță maximă, avem un loc special amenajat pentru poze. Mulțumim mult de tot Sprint Media pentru acest concert excepțional. Ne-am simțit super bine. Sper că și voi v-ați simțit bine. Și acum ne-am venit aici la panoul ăsta drăguț să facem poze. Super tare. Acum facem... Facem poze, mamă, cu ciocolată picantă și sticker. Asta o să fie noile tricouri care vor apărea în curând săptămâna viitoare pe site-urile noastre. Vă așteptăm și pe voi să vi le luați. Hai să facem poze. Gata, guys, am terminat pozele cu iubita mea frumoasă. Aici suntem super mega fericiți, dar foarte obosit. A durat ceva, dar ne-am simțit extraordinar de mult. Băi, voi vă așteptăm și la următoarele concerte. Trebuie să veniți neapărat. Neapărat, pentru că este un e prea frumos. E un vibe extraordinar de frumos. Ne simțim super bine. Suntem aici cu tricouri, cu hanorace, cu tot ce trebuie. Și nu uitați că de săptămâna viitoare se lansează cele mai fresh shop-uri bbofficial.com și antoniopican.com. Dacă vreți să vedeți modelele, le aveți la finalul vlogului. Așa că o mică dezvăluire și așteptăm să se lanseze site-ul ca să puteți să vă cumpărați orice vreți voi. De ce ai plâns, iubirea mea? Nu pot să cred, deci fix cum mi-a scris profesorul meu de psihologie. Am plâns pentru că în public l-am văzut pe cel mai genial profesor, profesorul meu preferat. L-am avut în clasa 10-a, a fost profesorul meu de psihologie și datorită lui eu în momentul de față ador, iubesc de enorm psihologia și mi-a scris așa: felicitări, Bianca, multă energie și bucurie am simțit la concert. Îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase, m-a emoționat. Pese tot, cred că muncești prea mult, dar se vede că iubești ceea ce faci. Și m-ai făcut și pe mine să plâng. Ai plâns și tu, mami? Da. Plângeți amândouă acum. Frumoasă, serios, m-a plâns. Și dansatoarele am văzut că au plâns. Iubirea mea, eu am avut lacrimile până în gât, dar mi-am regăsit așa puterea, nu știu cum, uitam la tine și am venit pe scenă să te susțin. Deci înseamnă enorm pentru mine, pentru că, Doamne, mi-aș dori să existe mai mulți profesori cum este profesorul meu de psihologie. Efectiv genial, nu aveți idee. De asta m-am și emoționat și am început să plâng pe scenă. Mulțumim mult de tot pentru toată susținerea pe care ne-ați oferit-o la acest concert și vă așteptăm la concertele următoare!